Gabriel Diaconu, psihiatru, este în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc, Gabi. Bună ziua, salut. Bun, astăzi începe procesul de la Caracal. După ce luni de zile am urmărit așa o poveste, o dramă de fapt, o tragedie, în care, bineînțeles că ceea ce ne-am dorit noi toți, inclusiv cei care se uită, ar fi să afle adevărul. Doar că adevărul într-o chestiune de genul ăsta depinde și de ce vrea să livreze Gheorghe Dincă. Cum l-ai traduce sau cum l-ai descrie din perspectiva psihiatrului pe Gheorghe Dincă? Mi-aduc aminte că la vremea respectivă am scris despre acest domn și am scris despre drama care s-a întâmplat cu victimele acestei persoane. Prezumția de nevinovăție este un concept care se aplică doar într-o instanță sau în fața unui judecător, în fața legii, nu neapărat în fața lumii sau a societății. Și tocmai de aia discutăm despre astfel de fapte, pentru că ce ne mână pe noi în lupte este dreptate pentru victime, dreptate pentru cei care nu se mai pot apăra. Drept urmare, victimele lui Dincă, și știm că sunt ale lui Dincă, cer de la noi să ne păstrăm un pic orizontul de dreptate și de moralitate. Evident că procedural legea spune inocent până când, sau nevinovat până când este demonstrat contrariu. Dar corect, asta este până la urmă o expresie. Dar emoția umană trece peste chestiunea asta, că noi suntem pasionali, noi simțim mai mult decât absolut magistrații, iar magistratul chiar asta trebuie să facă, să nu simtă, să verifice probele, adică e ce firesc. Trebuie să le readucem aminte oamenilor, pentru că a trecut ceva timp de atunci, este că aceste fete au fost omorâte cu cruzime, cu violență. Aceste fete au fost supuse unor exerciții de sadism sexual. Aceste fete au fost desecrate și inclusiv după decesul lor, corpurile lor au fost desecrate de către persoana care le-a ucis. Și aceste lucruri nu pot să fie reinterpretate. Și nici mai e ceva, Gabi, adu-ți aminte sau de discuția Alexandrei Măceșanu, că uite acum mă gândeam ce rețin din cazul ăsta. Discuția Alexandrei Măceșanu când a sunat la 112, mai țineți minte celebra discuție în care era aproape persiflată că cine o sperie, cine o a sechestrat-o și cine are în plan să-i facă ceva? Mai țineți minte discuția respectivă? Cinică, absolut cinică în contextul ăsta. Iartă-mă, nu m-am putut. Mi-aduc aminte nu doar de discuția respectivă, mi-aduc aminte de umbra pe care discuția a proiectat-o asupra poliției în tot ceea ce înseamnă munca polițienească și sistemul de răspuns la 112. Dar mi-aduc aminte și de felul în care românii au rămas cutremurați cu privire la faptul că până la urmă o adolescentă poate să fie răpită ziua în amiaza mare, poate să fie legată, poate să fie ascunsă într-un beci, apoi ținută pentru plăcerea sportivă a unui criminal. Eu de asta mi-aduc aminte. Și evident, un proces în fața instanței se bucură de un gen de distribuție echitabilă a puterilor, procurorii au aturile și argumentele lor, avocații apărării au argumentele și aturile lor. Dacă este să se facă justiție, poate să piară și lumea, spuneau latinii. Dacă este să se facă dreptate, acest om va trebui să ajungă după gratii, să plătească pentru fapta lui și orice insinuare cu privire la universul în care Dincă i-a introdus pe anchetatori și pe profiler. Te-a mirat felul abil în care Gheorghe Dincă a făcut ping-pong cu autoritățile, până când la un moment dat țin minte că era un profiler din poliție care a stabilit exact tiparul. Exact, exact. Mulțumesc, nu mai țineam exact numele. Dar omul ăsta a făcut un soi de ping-pong care a arătat o inteligență, nu știu, nativă, nu-mi dau seama dacă peste medie sau nu, dar oricum, în contextul respectiv. Cred că, în schimb, autoritățile, până la urmă, cei de la Institutul Național de Criminalistică, oameni care cu asta se ocupă, au reușit să facă un ping-pong abil cu făptuitorul acestor crime, încât, pe de-o parte, se poate stabili și dacă au fost și alte persoane care să fi căzut victima, au putut să facă și un exercițiu de performanță criminologică și criminalistică în tot ceea ce înseamnă patologie și antropologie medico-legală. Să nu uităm, România a trebuit la momentul respectiv să răspundă multor întrebări. Spre exemplu, corect, tot ce ține de antropologie medico-legală a fost dus până la INML și cu care ocazie am aflat că, spre exemplu, sunt specialități de tip forenzic de care noi ducem flagrant și profund lipsă. Spre exemplu, tot ceea ce înseamnă ortodontie medico-legală și tot ceea ce înseamnă evaluarea probelor sau rămășițelor pământești pentru datare și pentru printare și pentru extracție de ADN și pentru tot ceea ce înseamnă compararea de probe ADN cu alte probe ca să stabilești identitatea victimei, pentru că, din nou, să ne aducem aminte, printre lucrurile pe care le-a făcut Gheorghe Dincă s-a numărat și faptul că a dat foc corpurilor victimelor lui. Le-a dat foc, le-a incinerat folosind un arzător improvizat de mare calibru
și apoi a ascuns aceste rămășițe. Toate astfel de lucruri, odată ce vor ajunge în fața unui judecător, oricât vor fi ele contraargumentate pe tot felul de chichițe avocățești de către apărare, vor rămâne ca probă. Admisibilitatea probelor poate să fie contestată doar în ceea ce privește felul în care ele au fost păstrate, felul în care ele au fost depozitate, felul în care probele au fost procesate, dar aici întâmplarea face că am vorbit la vremea respectivă, inclusiv cu echipa de geneticieni care a evaluat probele ridicate de la Caracal și, din câte știu eu, probatoriul este impecabil. Pentru că oricât o să încerce să demonstreze apărarea că au fost vicii de procedură în constatarea la fața locului, în tot ceea ce a însemnat securizatul zonei, etc., proba genetică e proba genetică. Și mărturia lui Dincă este mărturia lui Dincă. Și piruietele lui Dincă, că odată a recunoscut, după aia n-a mai recunoscut. De la un moment dat încolo îți spun cinstit că dacă te uiți pe presă și pe articolele respective, dacă n-ai în față dosarul, nu mai știi dacă declarația, care e în picioare, ce rămâne în picioare ca ultimă declarație? Recunoașterea crimelor sau nerecunoașterea crimelor? De ună zi discutam cu un prieten de-al meu, avocat de mare calibru, și a folosit un termen care mie îmi place foarte mult, anume cuvântul nemijlocire. Nemijlocire în tot ceea ce înseamnă, până la urmă, ce se întâmplă în sala de judecată. În sala de judecată, nemijlocit, are loc prezentarea probelor și a declarațiilor părților. Dincă a avut avantajul de a fi, între ghilimele, mijlocit în perioada lui de interogatorii, a avut acces la tot ceea ce înseamnă presă, dintr-o dată s-a trezit o vedetă, s-a trezit că oamenii sunt interesați în urmă de destinul lui și asta a transformat discursul așa cum îl transformă în multe situații cu criminali în serie care dintr-o dată intră în ochiul public. Și atunci evident că vrei să întinzi povestea, vrei să surfilezi pe marginea povestii, vrei să te ridici la înălțimea personajului mitic pe care tu trebuie să-l reprezinti. Acest om, dacă se va dovedi în fața unei instanțe și va fi condamnat definitiv pentru faptele și pentru crimele lui, nu va rămâne decât un criminal ordinar. Pentru că să comiți astfel de crime odioase este în cheia ordinarului. Extraordinar este felul în care dintr-o dată intrăm în mintea unui om profund bolnav. Și am toată compasiunea pentru toți oamenii profund bolnavi, mai puțin cei care diagnosticul tău, Gabi Diaconu, poate e mult spus, dar așa, la o analiză, pe cât ai apucat să urmărești? Omul, vorbind de o chestiune patologică, niciun om sănătos la cap nu poate face ceea ce acest om parțial a recunoscut. Emma, în etica psihiatrică ne ferim să diagnosticăm oameni pe care noi am văzut în viața. Corect, corect. Dincă a devenit subiect de interes public și prin prisma participației lui voluntare la asta. S-a expus ecosistemului public și a contribuit activ la el. Drept urmare, putem să zicem că etic putem comenta pe baza acelor lucruri pe care Dincă le-a dorit în ochiul public. Dacă și-a asumat că este erou, hai să fie erou până la capăt. Și dacă tot este erou până la capăt, adevărul este că e un erou al tristei figuri. Este un om care va rămâne memorat de către opinia publică pentru niște fapte îngrozitoare pe care le-a făcut. Și asta cumva vădește o dimensiune clară, definitivă și inamovibilă a personalității lui bolnave, patologice. Vorbim până la urmă de o persoană cu multiple parafilii, cu tulburări ale comportamentului sexual, unele dintre care coimplică sadism și sadomasochism. Vorbim de o persoană cu dificultăți severe în a stabili relații cu alți oameni, o persoană înstrăinată de familia lui, o persoană care în anul sau anii dinaintea faptelor pe care le-a comis a alunecat într-un comportament deviant observat de vecini și observat inclusiv de familie. Este o persoană care a știut foarte bine ce a făcut și care și-a pregătit crimele, a fantasmat, a avut vise erotice pe tema asta. Este o persoană care se excită în prezența unor stimuli aversivi pentru majoritatea dintre noi, care nouă ne provoacă greață. Și totuși pe acest om îl excită sexual. Este o persoană care avea dificultăți în a întreține relații sexuale firești cu o altă persoană. Este o persoană care în același timp a pus nevoile lui înaintea altor persoane. A premeditat că va merge ziua în amiaza mare, va ochi o victimă. Este un om care și-a pregătit mașina pentru momentul în care va răpi o victimă. Este un om care avea la el mijloace prin care să lege victima și să o reducă la tăcere. Drept urmare, te uiți la o persoană care, în tot ceea ce înseamnă axa voinței, și-a dorit să facă asta. Și dorindu-și să facă asta, și-a asumat deci că va conștient, conta suferință. Bineînțeles. Și nu i-a păsat. Emma, tu știi, justiția despre tot ceea ce înseamnă fapte de violență ia în considerare nemijlocit și dacă persoana regretă într-un fel faptul făcut și dacă s-a gândit dinainte ce o să facă.
omul ăsta s-a gândit dinainte ce o să facă. Și nu i-a păsat de ce urmează să se întâmple decât de nevoia mădularului lui și de fantasmele grotești din capul lui și de drama lui personală și după aia și în relația cu procurorii. I-a plăcut foarte mult că este vorba de el. Doar că nu e vorba de el în fața justiției. E vorba de consecințele faptelor lui, tocmai de-aia este la închisoare, tocmai de-aia va fi judecat, tocmai de-aia va fi condamnat, tocmai de-aia își va petrece restul zilelor după gratii acolo unde este locul unor oameni care omoară alți oameni și nu va exista penitență pentru el. Știi ce este foarte trist, Gabi? Că îți spun și din perspectiva femeii și din perspectiva mamei, încerc să fiu cât se poate de rațională, mai ales că a trebuit să gândim și rațional. Știi ce mă întristează pe mine? Că povestea asta nu o să ne ajute foarte tare să ne uităm la un om și să ne dăm seama că acolo e vorba de o patologie în acest sens, pentru că dacă te uitai la Dincă, n-ai fi zis în viața ta că omul ăsta poate să fie capabil de asemenea atrocități. Ceea ce merită observat dacă discutăm și patologie este că se vorbește frecvent de felul în care n-ar trebui să victimizăm sau să stigmatizăm persoanele cu psihopatologie pentru că, evident, nu sunt periculoase. Un om ca Dincă periclitează înțelegerea noastră despre tot ce înseamnă boală psihică, pentru că, de fapt și de drept, problemele psihiatrice ale lui Dincă sunt secundare personalității lui. Este un om care are în urmă un lung lanț de comportament antisocial, de-a lungul vieții lui, și care comportament la un moment dat a degenerat în tot ceea ce înseamnă axă criminală sau axă homicidară. Dar din acest punct de vedere, a-i spune pe nume și a le spune pe numele faptelor lui, de fapt este reabilitativ pentru toți ceilalți pacienți psihiatrici sau bolnavi psihici care nu au ridicat niciodată mâna asupra unei alte persoane. Toți oamenii care în mod nedrept sunt judecați ca fiind cam din aceeași zodie cu Dincă, de fapt n-au nicio treabă cu el. Psihopatologia criminală sau psihopatologia homicidului este foarte specială și cu atât mai specială este cea a omului care ucide în mod repetat. Din punctul ăsta de vedere, trebuie spus că în statistici, majoritatea crimelor sunt de pasiune sau dintr-o anumită situație urgentă, dar nu neapărat cu premeditare. Sunt doar cu precumpănire. Oamenii știu ce o să facă, dacă te uiți inclusiv pe statisticile parchetelor din România. În schimb, aproape invariabil, motivația omului care ucide în mod repetat este la origine sexuală și are la origine o sexualitate deviantă și o tulburare a personalității care cuprinde această sexualitate deviantă și pe care o împletește de o manieră extrem de perversă. Drept urmare, trebuie să legi comportament de personalitate și substantivele să fie unul lângă celălalt, deviant, pervers și o psihopatologie sexuală care stă cauzal legată de fapt. Da, știi ce voiam să te mai întreb în final, Gabi? Ce poți face, de fapt, știi, e cam retorică întrebarea, ce mai poți face pentru părinții acestor copile care undeva, știi, în toată teoria asta conspirației în care s-a vorbit de tot felul de scenarii și care păreau, cum să spun eu, părea mai simplu pentru părinți și pentru opinia publică ca aceste fete să fie în viață, dar traficate, decât să fi fost efectiv omorâte de acest personaj, cu ajutor sau fără ajutor, și stau și mă întreb ce mai poți face pentru familii și pentru fetele din zonă care se pot întreba tot timpul în care dintre cele două realități ar putea să ajungă, ferească Dumnezeu. Deci aici, cred că și aici cumva, dacă ne aducem aminte de momentul în care era mult mai emoțional decât suntem acum, în care toată lumea era la ușa lui Dincă, mă rog, la curtea respectivă, și încercau să înțeleagă, ba chiar se discuta că acolo lucrurile sunt clare și că de fapt Dincă a făcut doar o misiune și a recunoscut niște crime ca să salveze niște rețele mai ample. Adică percepția, mi-e teamă că nu se va schimba. Ema, suntem într-o perioadă pandemică în care circulă zburdând așa teoria ale conspirației despre coronavirus. Dacă ne aducem aminte acum un an despre teoria ale conspirației în ce-l privește pe Gheorghe Dincă, o să observăm că mecanismul este un pic același. Un vecin sau o sursă de încredere care rămâne veșnic nenumită, care propune că sunt implicați rușii, americanii, serviciile și așa mai departe. Sincer, asta mă țin relevant. Relevant este, mă întrebai de familia acestor fete. Relevant este că justiția le poate oferi un sentiment de closure, se cheamă în engleză, de închiderea unei etape din viața lor. Pentru că atunci când se face actul de justiție, de fapt, el este restaurativ pentru societatea în care trăim. Justiția este cu, pentru și despre oameni. Dar este pentru oameni, nemijlocit. Pentru oameni înseamnă
că ne redă orice act de justiție, sentimentul ăsta explicit, dar și implicit, că există o deosebire între bine și rău, că oamenii buni sunt liberi și oamenii răi sunt în detenție. Corect. Deși imaginile de azi dimineață, firești și ele, adică mă mir că au fost atât de cum să spun eu, potoliți emoțional, astăzi familia Luizei Melencu, însemnând mama și bunicul, rugau, plângeau, alergau după duba în care se afla Dincă și cereau să-și facă singur dreptate. E și asta o felie de realitate care trebuie să ne pună pe gânduri, pentru că nici aici nu mai ai încredere 100% că, de fapt, sentința finală nu-i va da dreptate criminalului. Bineînțeles, exagerez. Măi, ce s-a întâmplat cu familiile victimelor, și o spun fără ocolișuri, este că în vârtejul, în furtuna mediatică ulterioară, au fost uzați și dezabuzați de către, să le spunem, unii oameni din mass media. Și a devenit protagonista unei povești cu totul și cu totul. O altă formă de cinism, până la urmă. Până la urmă. Și, cu datorii. Căderea cortinei pentru acești oameni a fost dură. Revenirea lor în anonimat. Faptul că au rămas pur și simplu goi în propriul lor doliu, trebuie că a lăsat urme foarte atent. Și trebuie să avem multă grijă când vorbim și de victime și când ne uităm la familiile lor, la oamenii dragi victimelor. Justiție pentru victime coimplică și justiție pentru familiile lor, și etica pentru victime ar trebui să coimplice și respect, moralitate și etică pentru familiile lor. Și din păcate nu asta s-a întâmplat. Trial by media, adică genul ăsta de justiție mediatică sau justițianism mediatic, nu sunt proprii doar României. S-au întâmplat peste tot în lume. Și peste tot în lume se discută, inclusiv în zona mea de interes, în zona psihiatriei medico-legale și a psihopatologiei victimelor, cât de reținuți ar trebui să fim în felul în care discutăm despre victime, despre natura crimelor, despre psihopatologia criminalilor, pentru că evident expunem familiile unei traume secundare și posibil cronice. Și atunci cred că avem toți de învățat cumva din evenimentele din vara lui 2019, dar învățămintele trebuie să fie dublate de o bună justiție și de dreptate. Și justiția se întâmplă de acum înainte. Cu care ocazie cavalerii cu coifa ai justiției o să apară din nou și o să facă declarații, dar acest proces cred că va fi unul tehnic, un proces al probelor, mai puțin al declarațiilor. Și atâta vreme cât probele vor vorbi în numele victimelor, cred că acest om va merge după grație. Mulțumesc, Gabriel Diaconu.